O lume plină de culoare și gingășie li se înfățișează celor care vizitează ferma de fluturi din municipiul Bâlți. Peste 300 de fluturi sunt lăsați să zboare într-un spațiu special amenajat care recrează climatul tropical din zonele lor de origine. Vizitatorii au ocazia să hrănească micile creaturi cu zeama fructelor de portocale. Aici ne plac fluturașii, aici n-am fost niciodată, dar e foarte frumos. Eu am venit astăzi aici pentru că am vrut să văd fluturașii, cum ei arată, cum cresc, cum, ce mănâncă, ce culoare are. Îmi place culoarea lor foarte tare, îmi place cum ei arată. Aici îmi place cea mai văd fluturașe, e foarte frumos și asta din nimănă a vrut. E foarte adunat, e frumos. Și fluturașii se mai joacă cu oamenii. Fascinați de priveliște au rămas și adulții, nu doar copiii. Că la orele de științe avem tema lumea vie chiar din Republica Moldova. Suntem foarte bucuroși că am venit chiar să admirăm această frumusețe de fluturaș. E ceva neobișnuit pentru țara noastră și anume pentru orașul Bâlți. În camera special amenajată se găsesc 10 specii de fluturi tropicali. Это выставка бабочек, где каждый желающий, и ребенок, и взрослый, может прийти посмотреть на тропических бабочек, которые привезены из Коста-Рики, Филиппин. У нас около 300-400 бабочек в среднем. Так их должно быть для такого помещения, для такой квадратуры. Привозим мы их еженедельно. У нас около 10 видов бабочек. Каждый раз они обновляются, некоторые у нас постоянные виды. Как мы за ними ухаживаем? Все очень просто. Мы создали им условия, которые им больше всего подходят. Это тропический климат, влажность и цветочки и апельсины, которыми они питаются. Это самые главные факторы, которые мы поддерживаем. Expoziția poate fi vizitată în fiecare zi de la ora 11:00 până la 17:00. Un bilet pentru copii costă 40 de lei, iar unul pentru maturi 70 de lei.